Astăzi îl avem pe domnul Sergiu alături de noi. Unul dintre cazurile, să zic, excepționale, complexe, care sunt la noi în clinică, având o oboseală, să zic, cronică, munca lui este statică, îl ține în scaun foarte multe ore, într-o poziție nu tocmai confortabilă, după câteva ore deja începea durerea, iar nu mai trecea decât doar dacă se relaxa. În afară de astea mai erau și probleme digestive, mai erau probleme musculoscheletale, dar poate să ne povestească domnul Sergiu că este lângă noi. Sigur, vă pot spune, mă simt foarte bine. Mă simt foarte bine, nu pot să zic nici când am o vârstă foarte mare, doar 40, dar îmi spuneau mulți că când aveam și dureri, că asta e normal să fii la 40, deja ai o vârstă, te mai doare pici, e normal, trebuie să faci exerciții. Și am zis că, mamă, nu ajută nici exerciții, nu ajută nimic, te dor mai tare. Și am început să caut soluție. Că începeai să, popular cu să aiurești, nu știai ce să faci, nu știai cum să rezolvi. Și atunci am început să caut soluție. Nu este prima clinică care am venit, asta este ultima. Prima a fost, nu știu care, nu ne-am luat la număr. N-am știut că poți să ai fluturași în burtă și la 40 de ani și la, nu știu, și la mai încolo. Că senzația asta doar aveam numai când, cred că prima dată m-am îndrăgostit. Și ca copil mic. Dar senzațiile astea, nu știam adrenalina, că se poate așa, adică să ai atâta efort, să ai atâta bucurie. Ca un copil când te-ai scoat dimineață, să ieși afară și vrei la joacă. Asta eu sunt. Nu știu cât timp, nu știu perioada, n-am întrebat. Suntem abia la a treilea ședință. Da? De tot aveam patru și am zis să vedem. Pentru toată lumea care mă ascultă, mă vede, mă poate auzi într-un sens că cine nu încearcă, pierde. Asta este. Eu am încercat. Mulțumesc mult, domnul doctor. Senzațiile sunt fenomenale.